Există doar câteva dintre semnele zodiacale pe care dragostea adevărată urmează să le cunoască. Unii dintre nativi ar putea fi plini de noroc și este posibil să cunoască dragostea adevărată în această perioadă. Este bine cunoscut faptul că fenomenele astronomice, precum conjuncția Lunii și Venus, influențează în mod direct semnele zodiacale, astfel că energia lor se va transforma în acest timp, provocând mari schimbări în destinul lor. Trebuie să reflectați asupra deciziilor voastre cu privire la diferite domenii ale vieții, cum ar fi dragostea sau munca. Există doar câteva dintre semnele zodiacale care este posibil să cunoască dragostea adevărată în conjuncția Lunii și Venus în iunie, deoarece își vor deschide mai mult mintea și își vor oferi oportunitatea de a lăsa o ușă deschisă către oameni noi, provocând posibilă iubire a lor. Dar ar trebui să aibă răbdare și să nu forțeze lucrurile, pentru că totul ar putea merge foarte prost. Berbec. Pentru această conjuncție dintre Lună și Venus din iunie, berbecul ar putea fi una dintre zodiile care cunosc dragostea adevărată într-unul dintre cercurile lor sociale apropiate, mai ales la locul de muncă. Dar trebuie să fie foarte atenți să nu amestece munca cu sentimentele. Asta le-ar putea provoca anumite conflicte. Gemeni. În această conjuncție Lunii și Venus, una dintre zodiile care cunosc dragostea adevărată ar putea fi gemenii. Din moment ce vor începe să aibă o atracție cu cineva de pe rețelele de socializare, unde nu vor ezita să facă primul pas. Din moment ce simte că atracția este foarte mare și se gândește să nu piardă această ocazie. Rac. O iubire din trecut se va întoarce în această conjuncție a Lunii și Venus în iunie. În cazul iubirii tale adevărate, din moment ce s-au distanțat anterior, din cauza unei neînțelegeri care nu ar fi putut fi niciodată rezolvată. Totuși, timpul a fost dedicat vindecării tuturor acestor răni și acum îi va pune din nou față în față pentru ca ei să trăiască din plin acel sentiment, relatează click.ro.